În timp ce unii renunță la muncă în horticultură, alții preferă să investească și să trăiască din asta. Este și cazul unui tânăr în vârstă de 36 de ani din județul Gorj. Omul a renunțat la jobul de comerciant ca să se dedice în totalitate pomilor fructiferi. A fost visul lui de viață, iar acum tânărul are una dintre cele mai mari pepiniere din țară. Lucian Becheanu s-a născut și a crescut în Comuna Bălești, la nici 10 km de Târgu Jiu. Deși a fost atras de mic de agricultură și a amânat an bun visul să aibă propria afacere cu pomi fructiferi. Când jobul în vânzări n-a mai fost nici ofertant, nici atractiv, s-a întors acasă și cu sprijinul întregii familii a pus bazele uneia dintre cele mai mari pepiniere din județul Gorj. Până în 2015 am activat în Târgu Jiu cu o afacere offline, magazin de îmbrăcăminte, încălțăminte. A venit o n mai mers și a trebuit să revin la afacerea tatălui care a fost o gură de aer pentru mine. Norocul meu că a fost în familie cineva și m-a inițiat. Pe toate planurile ești satisfăcut. Important să iei inițiativă, să fii perseverent. La început e greu, dar după 2-3 ani de zile roadele se vor vedea, ca în orice afacere. Așa a luat naștere pepiniera pe care o are acum în Bălești. Lucian vinde pom fructifer și speră ca scumpirile din ultima perioadă să nu-i distrugă visul. De două săptămâni am început livrările, să știți că oamenii au fost reticenți cu scumpirile acestea de gaze, curent. m-am gândit că, da, ușor, ușor încep să-și revină. Să fie o criză alimentară și e foarte important ca noi să producem, să deținem controlul, să nu mai cumpărăm marfă din Grecia, Turcia. Invităm toți tineretul care, mai ales acum, să dau fonduri foarte multe să investească. Asta e viitorul. Județul Gorj este propice pentru astfel de investiții. Are un sol destul de bogat în resurse benefice pentru culturile de meri, peri și pruni. Se pretează soiuri uh, care sunt rezistente atât la condițiile de mediu, cât și la gradul de fertilitate a solului. Cu toate că este recomandat în situația în care cineva își propune să înființeze o plantație pomicolă, este bine să uh, facă un studiu de fezabilitate. Un pom fructifer se vinde cu 15 lei, iar comenzile cresc de la zi la zi.